Sezonul sportiv 2018 în Raionul Cimișlia a demarat cu o competiție de anvergură, Cupa Președintelui Raionului Cimișlia la mini-fotbal. În luptă s-au întrunit 10 echipe. Meciul de semifinală Cimișlia-Gura Galbenii se poate numi și finala mică a competiției, dat fiind faptul că ambele echipe erau favorite chiar de la începutul meciului. Lupta a decurs aproape egal, dar sfârșitul meciului a fost dominat de fotbaliștii cimișlieni. Scor final 5-3. Vasile Gâscă, FC Gura Galbenii. Vreau succes în continuare. Credem că ne vom lua totuși odată revanșa. Suntem tineri, noi am cedat campionilor veterani, aș spune că deja a treia oară sunt deținători FC Arsenal, deținători ai cupei și credem că poate o să muncim și o să dobândim succes. Mihail Darie, spectator. Aș zice că Gura Galbenii tare echipă, așa, are talent, are... E bună echipă, nu? Câștigă cel mai puternic, ca întotdeauna. Vasile Samoilă, medic. Echipa s-a mai întărit, s-a mai așa, foarte minunat. Eu, anul ăsta, într-adevăr, e foarte interesant. În finala meciului pentru Cupa Președintelui Raionului Cimișlia 2018 s-au întâlnit fotbaliștii din Cimișlia și Sagaidac. Primii au deschis scorul cei de la Sagaidac, însă bucuria nu le-a fost lungă, fiindcă în câteva minute au încasat 5 goluri. Până la urmă, meciul a fost dominat de fotbaliștii cimișlieni, care au câștigat victorie cu scorul de 8-2. Vasile Iepure, FC Cimișlia. Un meci încins, plin de goluri. Mă bucur că am câștigat. Acest campionat a fost foarte încins din cauza că și în semifinal a fost ca și finala. Cimișlia-Gura Galbenii este un derby foarte frumos și suntem bucuroși că am câștigat atât Gura Galbenii cât și Sagaida, care mereu a fost adversarii noștri principali. Am câștigat și ediția asta de Cupa Președintelui și speram... Sperăm și pe viitor să câștigăm, cel puțin așa, într-o manieră destul de frumoasă, cu multe goluri. Mihail Demian, FC Sagaidac. Cimișlia este un adversar foarte puternic și ne mândrim cu locul 2 măcar. Victor Stână, primarul satului Gura Galbenii. Ediția 5 a depășit toate edițiile turneului raional Cupa Președintelui. În acest an, după cum vedeți, este o atmosferă extraordinară, spectaculoasă, multe echipe, bună dispoziție. Competiția s-a încheiat cu înmânarea premiilor și trofeilor pentru cei mai buni jucători și echipele finaliste. Cupa Președintelui Raionului Cimișlia 2018 s-a desfășurat al 5-lea an consecutiv în Raionul Cimișlia.